Au fost 5 zile de sărbătoare la Orșova, iar atmosfera a fost foarte frumoasă în orașul de la Dunăre, unde turiștii au petrecut alături de localnici cu muzică bună și preparate tradiționale. Municipiul Orșova a fost centrul distracției și al petrecerii în perioada 11-15 august. Cunoscut pentru istoria sa bogată și pentru frumusețea peisajelor naturale, municipiul Orșova a continuat tradiția și a oferit și anul acesta atât cetățenilor orașului, cât și turiștilor atmosfera unui festival contemporan. Administrația locală a adus artiști care mai de care în vogă pentru a cânta pentru locuitorii zonei. Fiind un om implicat și un bun profesionist, primarul Marius Stoica a făcut toate demersurile pentru ca aceste eveniment să fie unul reușit, iar oamenii, indiferent de vârstă, să se distreze pe cinste, să se bucure de o zi de sărbătoare numai a lor, voie bună și distracție. Zilele Roșii au ținut 5 zile anul acesta, începând cu data de 11, azi suntem în data de 15, practic suntem în ultima zi a acestui eveniment frumos. Un eveniment de excepție, reușit, asta și pentru că am avut invitați de top, publicul este unul fantastic, atmosfera este de vis, la momentul acesta cântă DJ Prodec cu Ioana Ignat. Spectacol, am încercat să găsesc soliști pe gustul tuturor celor care au fost prezenți la eveniment. Am avut și muzică populară din Banat, am avut și muzică populară din Oltenia, și de disco, și trap, și manele chiar am avut. Deci un eveniment per ansamblu reușit cu multă, multă muzică și voie bună! Ultima zi a acestui eveniment au cuprins concerte live cu artiști locali și naționali ce au urcat pe scenă și ne-au încântat cu muzică de calitate, printre care Camara și Gabriela Anastas, DJ Project cu Ioana Ignat, Dodo, Lorena Elena Potroacă și Taraful Lucian Bologa și Oxana Bologa. O atmosferă frumoasă, eu am mai fost la Orșova cu mulți ani în urmă și cu trupa Negru și în alte proiecte. M-am simțit întotdeauna bine la Orșova și astăzi am venit să o însoțesc pe Gabriela Anastas. Iar în deschidere, cum aș spune, am cântat înaintea ei câteva piese. Cred că lumea s-a bucurat de un show pe 5 zile, dacă nu mă înșel. Și azi, practic, odată cu sărbătoarea de Sfântă Marie, de adormirea Maicii Domnului, a fost și ultima zi de concert, la care domnișoara a și cântat înainte de DJ Project. S-a și bucurat să cânte cu ei, nu? Eu sunt pentru prima oară aici la Orșova și mă bucur foarte mult că am avut această ocazie. Le mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Mi-a plăcut, așa că am vorbit mai devreme cu domn primar. A zis că mai venim, așa că există probabilitatea să ne întâlnim și la anul. Atmosfera a fost una plăcută de pe scenă. Mă bucur că am interacționat cu publicul și au cântat împreună cu mine piesele. Și mai vin cu mare drag. Mâine, dacă, nu știu, o să avem puțin timp, poate reușim să vizităm ceva în zonă, pentru că am observat atunci când am venit că e foarte, foarte frumos aici. Mi-a plăcut foarte mult. Noi suntem obosiți, suntem veniți de pe drumuri, dar am auzit că și aici petrecerea se ține de 5 zile. A fost frumos. Eu m-am distrat, dar foarte frumos. Și peisajele pe aici sunt superbe. Și publicul foarte drăguț, oamenii foarte drăguți. Mulțumim de primire. Să-mi spuneți cum vi s-a părut atmosfera în seara aceasta. Superbă. Maxim, nota 10. Publicul mai nota 11 în public. Superb. Spectacolul de artificii a adus magia cerului direct în inima orașului, lumini și culoare care au încântat privirile tuturor. Foarte frumos, aveți dreptate. E distracție, normal ca fiecare om să simtă bine. Muzică bună, preparate, delicioase. Dumneavoastră ați degustat ceva în seara aceasta? Da, am degustat. Mă, gogoși care îmi plac cel mai mult, iar sucul ăsta care e la pahar. Pește am mâncat mici, carne, că au de toate acolo aici, mănânci ce vrei. Da, foarte bine. Pentru cei mici și cei mari a fost un par de distracții, ce au oferit momente pline de amuzament și bucurie, trambulină, rotație în carusel sau pur și simplu o plimbare în aer liber. Un eveniment foarte reușit. Mulțumim domnul primar pentru o organizare foarte bună. Ce anume ți-a plăcut cel mai mult aici? Majoritatea cântăreților au fost foarte bine organizați și au cântat frumos. Care cântăreți alții s-a părut ție cel mai interesant?
Păi DJ Connect, DJ Project, Camara, au fost mai mulți și serile trecute. De multă lume, preparate tradiționale, să-mi spuneți dacă dumneavoastră ați degustat ceva în seara aceasta. Da, și multe chiar sunt foarte bune, chiar plăcute, multe chiar îți lasă apă în gură, numai așa când merge. Într-adevăr, aglomerat, acum e mai spre final, a fost foarte frumos, plăcut, vremea a ținut cu noi, ce să-ți dorească omul mai mult decât sănătate și iubire. Dumneavoastră v-ați simțit bine, să înțelegem. Bănuiesc că altfel îți cunosc poții, dar ei stau mai mult la muzică, am ieșit puțin să mă plimb cu soția. În cadrul zilelor municipiului Orșova, zona de food a fost un veritabil paradis gastronomic, pregătit să satisfacă toate gusturile și preferințele culinare. Un eveniment reușit în seara aceasta, să-mi spui tu ce părere ai despre acest eveniment? Păi, e super, mie mi-a plăcut foarte mult, am fost chiar în fiecare zi. Ce să zic, ei, na, ceva nou, așa, ai ce să mai faci, unde să te mai uiți? Pentru mine a fost super. Preparate tradiționale, ceva ai degustat în seara aceasta? În seara aceasta nu, dar acum o zi am mâncat mici și ceva cărniță și a fost foarte bun. Deci te-ai simțit bine, a fost totul în regulă? Da, foarte bine. De la bucate îmbietoare din bucătăria românească, cum ar fi mămăliga cu brânză și smântână, sarmale tradiționale, grătare aromate, până la deserturi delicioase, precum clătite cu dulceață și nuci, toate acestea i-au purtat într-o călătorie culinară prin aromele autentice ale zonei. Ca de fiecare dată, primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, împreună cu autoritățile locale și-au dat tot interesul pentru ca locuitorii și turiștii să aibă parte de un eveniment de neuitat.